Bună, bine v-am regăsit! Astăzi ne întâlnim pentru o aplicare și reaplicare de SPF. De data aceasta, mititelul acesta, Coppertone Pure and Simple, SPF 50. Știu că acesta nu se găsește la noi, este adus din Statele Unite, dar mă gândesc că mai sunt fete pe acolo care vor să știe despre acest produs sau poate aveți pe cineva care vă poate trimite așa măcar de testare. Deci este un produs 100% american. Are 59 de mililitri. Nu am găsit data expirării de la data deschiderii. Scrie în schimb că expiră la 1 ianuarie 2022. Este produs de Bayer, care este o companie farmaceutică. Nu conține parabeni, ftalați, parfum, coloranți sau oxibenzonă. Este rezistent la apă timp de 80 de minute. SPF 50 cu spectru larg, adică are și protecție UVB și protecție UVA. Conține 24,08% oxid de zinc. Pe produsele americane sunt trecute filtrele solare ca ingrediente active. Deci este un produs 100% mineral, doar cu oxid de zinc. Mai conține pe lângă acesta și extract din frunze de ceai verde, extract de giant kelp. E o specie de algă uriașă, extra de lotus indian, tocoferol sau vitamina B5, ceară de albine și câteva ingrediente cu rol hidratant și emolient. Ca de obicei, măsor cu seringa pentru că nu are pompiță și setez cam la 1,4. Are o textură destul de moale, curge destul de ușor. De aceea trebuie să fiu atentă când îl pun. Uitați. Chiar destul de ușor. Alunecă peste tot. Când îl întind pe față, parcă se încheagă un pic așa. Mai ales când este în cantitate mai mare în același loc. Pot să-l pun în jurul ochilor fără probleme. Nu intră imediat în piele. Să știți. Deci, durează un pic. Trebuie masat nițeluș. Mai trebuie lăsat să se absorbă și singur. Dar, în mare parte, nu intră atât de repede. Vedeți, mai întind și pe gât un pic de exces. Lasă ceva white cast, o să vedeți. Nu exagera de mult pe tenul meu deschis la culoare, dar pe un ten mai închis la culoare s-ar vedea destul de bine, zic eu. Și pentru că lasă așa ușor white cast, este și nuanța tenului ușor uniformizat când îl folosesc. Rămâne ușor uleios, cred. De obicei nu-l port de unul singur, un SPF colorat deasupra. De data asta nu voi pune, o să-l las să-l vedeți cum arată după ce s-a absorbit. Mă rog, când o să-l aplic, o să vedeți atunci cum arată, fără să tapotez, fără pudră, fără nimic. Mm.
Ne-am luat oglinda ca să văd și eu ce fac aici, cum trebuie, că nu prea vedeam. Uite, rămâne... Se mai întinde și cu pete așa un pic, dar trebuie bibilit un pic. Nu se strânge, nu face frecăței. E un lucru bun asta. Deci se întinde foarte ușor chiar. Cam necesită destulă pudră când este folosit. Dacă pun și SPF colorat deasupra, îmi cam trebuie ceva. Normal ar trebui să-l tapotez ușurel de tot cu un șervețel. Dar eu uite că n-am făcut-o până acum. Nici nu am plecat de acasă ca să fie nevoie să mai iau din luciu. Nu m-a deranjat. Dar se vede destul de binișor. Cam ăsta este. Se vede că lucește destul de bine. Are ceva white cast pe tenul meu, v-am zis, pe un ten mai închis la culoare ar fi mai intens. După cum ați văzut, mi-a luat ceva vreme să-l întind pe ten. Nu e un produs pe care să-l folosești chiar pe fugă. Desigur, fiind atât de lucios și un pic alunecos, se strânge așa prin liniile fine, trebuie tapotat în caz de, de fapt, la mine și cu pudră se strânge în linii fine, orice. Dar, ca să știți, nu e ceva care să lipești și stă acolo. Păi cam așa arată produsul. Ne vedem mai târziu la reaplicare. O să vedeți atunci și cum arată pe... după ce s-a absorbit cum trebuie în ten. V-am zis, nu o să folosesc pudră, nu o să folosesc șervețel sau altceva. Poate atunci dacă e nevoie pentru reaplicare. Deci, ce să zic? Ne revedem la reaplicare. Am venit pentru reaplicarea SPF-ului. Copperton, SPF 50. Pure and simple, pentru față. Nu am făcut nimic extra pentru a modifica felul cum arată SPF-ul pe față. Nu am pus pudră, nu am umplat la nimic. După cum vedeți, are white cast, a rămas suficient cât să fie vizibil. S-a strâns pe aici, prin liniile fine. S-a mai absorbit luciul acela. Nu mai este atât de vizibil, dar mai este un pic. Nu e de neieșit în lume cu el. Așa. E destul de ok, v-am zis, pentru un ten ca al meu. Însă pentru un ten închis, sigur, nu ar fi ok. Acum o să iau, adică am luat deja, o jumătate de șervețel și întapotez un picuț fața ca să iau un pic excesul, pentru că este... ce-am mai rămas din uleiul acela. Pentru că voi aplica al doilea strat și e mai complicat un pic acum. Tot la 1,4 setez foarte moale și curge peste tot. Eu am folosit pentru reaplicare o singură dată, să vă spun sincer, când am avut tenul iritat vreo două zile acum de curând. Dar în rest nu o folosesc pentru reaplicare, pentru că e destul de vizibil. Și mă enervează că ajunge peste tot. Ia uite. E și al doilea strat intră mult mai greu în piele decât primul. Adică dacă primul a intrat greușor, al doilea intră și mai greu un pic. Într-un
Strat e ok de aplicat și la reaplicare folosesc unul care e mai light, așa. În perioada asta folosesc un SPF 30 pentru reaplicare. Cam așa arată, să zicem că l-am băgat în piele bine, sau aproape bine. Mai trebuie să se absoarbă, în orice caz. Lucios, după cum se vede, se mai absoarbe într-adevăr. Nu-l voi lăsa așa, vă dați seama. O să pun ceva colorat peste. Poate fi folosit de persoane cu ten sensibil, de femei însărcinate, de oricine dorește până la urmă. Îl găsiți în Statele Unite. Dacă locuiți acolo sau dacă aveți prieteni binevoitori care vor să vă trimită, cu atât mai bine, dacă chiar vreți să-l încercați. Dacă nu, există și la noi o variantă destul de largă de SPF-uri minerale, chiar dacă nu doar cu oxid de zinc. Sunt cu oxid de zinc și dioxid de titan. Într-adevăr, dezavantajul lor, după cum se vede, este că rămân mai albicioase. Cam atât am avut să vă spun despre acest produs. Sper că l-ați găsit interesant, chiar dacă nu îl veți putea cumpăra marea majoritate. Dacă v-a plăcut acest video, dați un like, subscribe la canal dacă nu ați făcut-o până acum și vă aștept și data viitoare. La revedere!